La Liceul Teoretic Lucian Blaga din Cluj-Napoca, elevii au pregătit momente artistice și bucate specifice mai multor țări europene. Aceștia au purtat costume și au vorbit în limba țării pe care au prezentat-o. Pentru astăzi am pregătit un dans belgian. Ne-am uitat pe internet și ne-am inspirat de acolo cu toți pașii. Am schimbat puțin coreografia ca să ne fie mai ușor. Am încercat și să ne costumăm, precum belgienii. Astăzi am pregătit pentru Crăciunul Multicultural România și, după cum se vede, e un decor adus din, compus din elemente aduse de acasă de fiecare. Masa, de asemenea, este una foarte bogată, costițe de porc, mămăligă, tradițional, friptură. După aia, vous êtes pauvre! Oui! Acum era o piesă de teatru despre Franța și era Revoluția franceză cu regele Ludovic al XVI-lea și regina Maria Antoaneta. Și eu eram un mic țăran pe care îl chema Pierrot și voia să aibă pâine și mâncare pentru familia lui. La Crăciunul Multicultural au participat elevi și profesori din Germania și Belgia, care s-au arătat impresionați de eveniment. So we see that people are very more traditional than in Germany. I really like that people sing a lot and we are happy to taste the food. Scopul acestei activități este de a sărbători împreună cu toate țările europene, tradiția Crăciunului, tradiția sărbătorilor în Europa, pentru ca spiritul lor să trăiască și să fie continuat. Evenimentul Crăciunul Multicultural se află la cea de-a 20-a ediție.